Ne-am întors live pe TikTok, dar și pe Sens TV. Alături de noi, așa cum v-am promis înainte, este un invitat special, cineva care vine de pe TikTok. Culmea să ne învețe și pe noi cum să facem TikTok, pentru că abia facem TikTok. E prima noastră zi pe TikTok, nu uitați, îl întâmpinăm cu mare drag pe Gabi. Bună dimineața, bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Foarte bine, vă mulțumesc, Gabi, pentru invitație. Și eu am văzut ce ați făcut până acum pe TikTok și chiar vă descurcați foarte bine. Da, stai că iau fără niciun mișto. Pentru că tu mai mult, adică fără toată seriozitatea. Chiar pot spune cu mâna pe inimă, sincer, că v-ați descurcat un point. Bă, îți mulțumim mult de tot. Pentru noi contează foarte mult, mai ales că vine de la cineva care a făcut deja chestia asta, știi? Pentru că trebuie să-ți iei feedback-urile și recenziile de la cineva care se pricepe, frate. Știi cum e? Dacă schimbi ceva la mașină, nu adică faci de la Gabi. Gabi. Aici sunt 100%, sunt mai mulți oameni care se pricep foarte mult mai bine în acest domeniu, dar avem și noi experiența asta pe care o avem și să ne bucurăm de ea, să o împărtășim. Noi împrumutăm de la tine exact de ce avem nevoie și îți mulțumim cu tot dragul. Avem confirmarea că facem ce trebuie, dar spune-ne tot dacă e ce trebuie, așa că dă-ne cât mai multe mesaje și comentarii. Tap, 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 dă share la și să lase lumea acolo provocări și propuneri pentru ce ar vrea să vadă în emisiune. Neapărat, în fiecare dimineață, în comentarii, exact. Lăsați acolo pentru că eu să selecteze. Mulțumim mult de tot, Gabu, pentru că fix asta vrem să facem, oameni buni. Ia dă-mă mie telefonul, mă dă-mi telefonul cu acela. Ce bine că mă doare mâna, nu mai pot. Noi exact asta vrem să facem, oameni buni. Vrem să facem live-ul exact pe placul dumneavoastră. De la dumneavoastră vom extrage sugestiile de teme de emisiune, de melodii și de filmulețe amuzante pe care vreți să le vedem. Corect. Împreună. Dar fii atent că eu sunt foarte curioasă. Cum a început Gabi experiența lui pe TikTok? Păi, înainte să fie TikTok, ca să o luăm așa de la începuturi, a fost o aplicație Musical.ly, se numea. Și toți care au avut Musical.ly s-au teleportat pe TikTok instant. Să le spunem telespectatorilor că tu ești artist. Da? Eu sunt artist, când? Fac muzică, da. Și puteți ascultați muzica mea frumoasă pe YouTube, Spotify, Apple Music, unde mă găsiți sub numele de Gabi Bagu. Și pe Sens TV o să ascultăm. Și pe Sens TV, da? Imediat, dar sigur. Dar și voiam să vă spun, eu astăzi am venit aici cu această platformă de transport, da? Exact, am rezit pe această eu așa am venit, am zis să na, schimbăm vibe-ul. Cu această chestie și m-am gândit, zic, bă, ce să rămânem fără masă. Da. Cum era? În premieră pe TikTok, iată cum... Stai că pe ce pun eu mâna... Da, și m-am gândit, zic, și Doamne iartă-mă, ce se întâmplă? De unde bine, până unde asta? Bine, asta transportă materiale, dar... Da. Ce credeți? A venit pe acest skateboard, se numește, nu? Da, putem să-l numim skateboard. Dar cum a fost drumul până aici pe skateboard? Foarte plăcut, mi-am pus căștile în urechi și m-am bucurat de drum. Da, eu stai, stai să văd dacă... mai zice Liza, dar nu, e... Stai-mă puțin, acum dacă o să... Mare ține-mă, te rog, da. Ia! Măcar cineva să rămână în viață totuși la mine platou, observați în spatele meu cu mare loc. Iată la mine un masterclass de mers pe placă. Bravo, Cătălina, te felicităm așadar. Iată că a făcut primii 3 metri a parcurs. Este ceva impresionant. Bineînțeles, ea a făcut și patinaj artistic. Este cunoscută ca medaliată la Olimpiada din Sydney. Puteți observa că de mine se flexează în față, în spate, în echilibru foarte bine. Iată, stimate, genunchii flexează până la comoție cerebrală, mai e doar un pas. Gata, că mi-e tare frică. Noi mai devreme am vorbit cu Dan Hălcim de la spitalul de urgență, însă nu vrem să ajungem la spitalul de urgență pentru că... Doamne, aici a fost un este un efort foarte mare. Apropo de experiență, știi că e prima dată când m-am urcat pe un skateboard? N-am făcut-o până acum, este prima dată. Da. Te descurcat exemplu. Deci este ziua premierelor. Ce este? Este ziua premierelor, este prima oară pe TikTok, este prima oară pentru Cătălina pe placă, este o sărbătoare prima cum când se cade. Cătălina pe placă, da. O sărbătoare cum se cade. Gabi, da. Cum ai început, frate, activitatea pe TikTok? Păi, activitatea pe TikTok am început-o promovând muzica. Okay. Pentru că, din punctul meu de vedere, TikTok-ul este o platformă extrem de bună pentru promovarea noilor artiști. O rampă de lansare. Exact, o rampă de lansare. Pentru că niciodată nu știi dacă poți să ai succes acolo fără să-ți dai seama. Poți să postezi un clip și a doua zi să te trezești că a devenit viral și piesa ta să... Asta am auzit și eu de foarte, foarte mulți oameni. Că nici măcar n-ar fi avut în gând să devină prea cunoscut. Și cu toate astea... Da, uite, eu cum văd chestiile astea. Din punctul meu de vedere, totul ține de energie. Dacă tu ai crezut foarte mult în proiectul tău și în toată chestia ta și ai pus acolo, lumea simte energia pură. Ah, ok, deci că vrei că nu vrei, tot se vede la un moment dat ceva frumos din tine. 100%. Chiar dacă tu n-ai crezut în tine, exact. Sau ai avut oameni care te-au descurajat exact. Mereu. Exact, care a fost primul clip, dacă îți mai aduci aminte, pe care l-ai pus pe TikTok și mi-aduc aminte succes. Perfect. Care a și avut succes asta.
cred că am primit, nu știu dacă pot să zic în direct, am primit un tort cu căpșuni și acolo scria un mesaj. Nu știu dacă îl pot da la televizor, dacă vreți să-l vedeți, puteți să vă uitați pe profilul meu de TikTok și-l găsiți acolo. Nu este decent. Și l-am primit cadou acolo și el a făcut undeva la 1.3 milioane de vizualizări. Am înțeles. Dar, adică l-am postat și a doua zi m-am trezit cu 200.000 de vizualizări, o chestie de genul, și în timp de 5 zile a făcut 1 milion. Din ce era tortul? Că poate eu căpșuni. Știu. Căpșuni. Doar că erau căpșuni glazurate cu ciocolată. Căpșuna. Ce face pe TikTok? Ravagii. Dar cum este cu monetizarea? Exact, că tot auzim despre această monetizare, dar nu înțelegem. Nu știu foarte bine asta cu monetizarea, că eu personal nu am făcut așa mulți bani din TikTok, sunt foarte multe alte cazuri. Și din câte știu, TikTok-ul îți ia undeva de 67% procent din ceea ce faci tu. 67%? Da. Adică din 100, dacă ai făcut, ți-a făcut cineva o donație de 100 de euro, 67 se duc. Da, asta e un dezavantaj din punctul meu de vedere și cred că diferă în funcție de țară, de regiune, de unde ai tu înregistrat VPN-ul pe telefon și toate chestiile de genul. Deci putem să-i spunem că e cea mai lacomă aplicație. Exact. Din cele prezentate. Ba, cred că Spotify e cea mai lacomă. De fapt, cred că Spotify. Au fost și scandaluri pe tema asta, ba chiar trupe extrem de celebre au spus că... Gândește-te că artiștii care au... Adică au conturi făcute la Spotify de artiști, trebuie să plătească abonamente de Da. Ceea ce nu mi se pare fair, dar na. Cine suntem noi să judecăm? Corect. Ai zis că tu cânti, dar de la ce, când te-ai apucat de cântat? Când ți-ai descoperit? Am descoperit că am voce undeva prin clasa a patra, mă mutasem la o școală nouă, Colegiul Romanul Catolic Sfântul Iosif, vă pup, vă respect pe toți de acolo, vă mulțumesc pentru educația oferită. Exact. Și am fost invitat la ziua de naștere a unei fete și aveau sistem de karaoke. Și a trebuit să cânte toată lumea, până a venit și rândul meu și am pus microfonul la gură și când am început să cânt, toată lumea era: tu faci muzică? Tu cânti pe undeva? Și toți părinții s-au dus la părinții mei să le spună: duceți-l pe băiatul ăsta să facă muzică, că e foarte talentat. Și atunci am descoperit că am voce. Cântam prin parcuri, la băieții mai mari care mă puneau să cânt și eu, prin baie, până când am început cariera serios în această industrie. Ce gen de muzică vorbesc? Mie îmi place să cred că pot să fac orice gen de muzică și le-am încercat pe toate și le-am făcut, le-am experimentat, dar ce personal ce-mi place mie cel mai mult este pop, R&B și trap. Aha. Muzica trap, da. Gabi, te rog. Când ai cântat prima oară? Pe o scenă, nu? Da. Adică în formă organizată. În formă organizată, cred că undeva prin clasa... cred că clasa 8-a... Am avut o prezentare de mod al unui prieten, Damao Cibran, pe calea asta te și salut. Și atunci a fost prima oară când am cântat pe scenă. Era în juriu Costi Ioniță, adică era lume și eram... Wow, trebuie să dau bine. Mea, adică a început totul din prima... Wow. Da. Și da, sper că a ieșit bine atunci. Eu m-am bucurat de acea experiență. De fiecare dată când aud de Costi Ioniță, îmi vine în cap acel... și nu se mai termină. Mi-e bine numai forță. Da. Mă, uite, îmi imaginez că pentru un tânăr care vrea să cânte, are și foarte multe voci descurajatoare în jurul lui. A fost la fel și în cazul tău? Foarte multe, da. Întotdeauna, adică nu neapărat în acest domeniu și numai la mine, orice persoană care vrea să facă ceva, întotdeauna o să aibă oameni în jurul lor care o să-i descurajeze. Da, dar tocmai asta e frumusețea artistului care reușește, că n-a ținut cont de oamenii din jur care au spus că nu pot, s-a încărcat cu acea energie și a pus-o în practică ca să-și realizeze visul. Aia vreau să te întreb, ai simțit până acum gustul acelei satisfacții că, uite, n-am ținut cont și mi-erau apropiați culmea unii dintre ei? Da, foarte mulți apropiați și știi ce era foarte funny? Că atunci, în momentul în care eu am avut succes cu muzica, toți au venit și au spus: frate, eu am avut încredere în tine din ziua zero. Doar nu te cred, ce să vezi. Da. Exact, da, cred că au ținut părerea pentru ei. Dar na, fiecare om are părerea lui despre fiecare. Câte și trebuie să ai? Respectăm. Sincer, n-am numărat niciodată câte tatuaje am. Am destul de multe tatuaje. Dezbracă-te să nu mă apuc de numărat. Chiar, am unul recent. Okay. Și o să vă rog să mă ajutați și pe mine. După, puteți să mă dați și pe mine cu cremă pe spate. Abia l-am făcut. Abia l-am făcut și s-a uscat. Stai. La trebuie să dai cu ceva cremă ca să... ok, extrem de mișto. Dar întoarce-te așa, către cameră. Vai, cât de frumos, da, uita. Pe... Așa, asta trebuie dat cu TikTok, cremă, nu? Da, am cremă la mine. Aha. Și mă dau de 2-3 ori pe zi. Unde este crema? Da. Că mă duc eu să... În Ghiuzdan. Dacă vrei să... În Ghiuzdan. Da?
Acum sau după? Ca să fim cât mai sincer, frate, Cătălina de fapt a vrut să-ți bagă spatele. În regie, mă duc să aduc crema, că eu sunt pe post de sora lui Mircea sau sora medicală. Un ghiozdan negru acolo. Un ghiozdan negru. Mă scuzați puțin, mă duc să aduc crema. În regie sau pe hola? Da. Să ung tatuaj. Doar ca să înțelegi, frate, deci trebuie să-mi fac și un tatuaj. De 3-4 ore am rugat-o să-mi facă și mie un masaj, pentru că mi se blocase spatele, nici n-a vrut să audă. Dar bro, te trosnesc eu, că știu de alea de kinetoterapeut. Da, deci e o satisfacție când observ că oamenii n-au avut încredere în tine, dar cumva ai reușit cu un produs. Da, este, dar foarte mult timp m-a interesat chestia asta, ce spun oamenii din jur despre mine și cum ar trebui să-mi trăiesc eu viața sau ce ar trebui să fac. Mult timp m-a interesat. Mult timp te-a interesat. Până când am realizat că real, vorbind la final de lună, nimeni am venit nu oamenii îți plătesc facturile, nu oamenii îți dau de mâncare. Tu singur ești pe barba ta și trebuie să te descurci. Oricât de mult ar fi contat părerea lor, exact, tu trebuie să te descurci. Cu părerile negative am învățat să le iau ca o formă constructivă, sincer. Super. Pentru că dacă stai să fii afectat de fiecare comentariu prost pe care l-ai sau fiecare comentariu răutate, niciodată nu ajungi nicăieri. Da, și niciodată nu vei putea fi pe gustul tuturor. Și nu vreau să fiu pe gustul tuturor niciodată, pentru că dacă sunt înțeles de toată lumea, nu mai e... Da, corect, da. Și niciodată nu, să mulțumești pe toată lumea, că n-ai cum, clar, în orice domeniu ai activa, nu o să mulțumești. Deci, ca în amicină, nu? Nu, mă, nu. Cremuț, așa se numește. Păi, da, da, plecase da, după cremuș. Da, nu știu unde este, așa că data viitoare. Da, acolo. Muzica ta este cumva așa mai de dragoste, mai sentimentală? De o dragoste neîmplinită. Dar eu vreau să știu un pic povestea acestei melodii. Povestea este acestei melodii. Eu am avut o dragoste cu năbădăi, ca să zic așa. Adică, ce înseamnă năbădăi? Păi, ca să fiu sincer, că eu nu mă ascund de oamenii care mă urmăresc niciodată, am avut multe probleme și cu poliția din cauza acestei relații și certuri, bătăi. A fost o relație toxică, ca să spun așa. Dar de copiii ce? Nu trebuie relații? Să stați în relații toxice. Dar de ce? Ce s-a întâmplat? Dar stai mai așa puțin, să o luăm. Exact. Poliția? Cum v-ați cunoscut? De unde? Noi ne știam de foarte mult timp din mediul online și prima oară ne-am cunoscut la un concert de-al meu. Eu am avut concert în militari, rezidențul unde stătea ea, acolo la mall, și ea a venit și m-a văzut random acolo. Da, da. Și mi-a scris pe Instagram, Facebook, ce vorbeam noi atunci, că te-am văzut, că nu știu ce. Ea e o persoană cunoscută? Nu este. Ok. Păcat că nu este, dar n-a vrut să fie cunoscută. Așa, nu și-a dorit și această lume. Și mai departe, ce s-a întâmplat? A început frumos povestea asta și... Că a început totul frumos și, cum bine știe toată lumea, primele 3 luni de aur, cum nu se ceartă nimeni, totul este regula celor 3. Da, exact. Și a fost totul frumos până a început să intervină problemele reale ale vieții, cum ar fi probleme financiare, probleme de gelozie, chestii de genul care, în mod normal, dacă ai o relație sănătoasă, lucrurile astea te aduc împreună, adică nu te despart. Adică ea era foarte geloasă? Și ea era geloasă și eu sunt o persoană geloasă, n-am să mint chestia asta, ci al meu e doar al meu, nu pune nimeni mâna, doar vă ce uitați. Scorpion. Și ea? Berbec, dacă nu mă înșel. Da, da. Acționa ca un berbec sau... Da, direct ca un berbec. N-a fost să fie. Pentru mine acea relație a fost o lecție. Okay. M-a durut atunci când ne-am despărțit, pentru că am crezut că o să fie mama copiilor mei și asta îmi doream, o relație foarte serioasă, dar n-a fost să fie. A fost o lecție pentru mine, din păcate. Dar concret ce s-a întâmplat? Că n-am înțeles de ce totuși sunt a niște fost toxică foarte... relația asta. Păi a fost toxică din motivele pe care le-am dat mai devreme și motivul principal. Gelozia? Gelozii, certuri și neînțelegeri, că nu mai vedeam aceeași traseu amândoi. Adică fiecare se vedea pe părți diferite și da, sunt niște chestii acolo în spate pe care nu mi-aș dori să le spun publice. Tu ai încredere în tine? Ești o persoană care are încredere în ea? Da, de ceva timp a început să-mi revină încrederea în mine. Că gelozia oarecum înseamnă și un pic de neîncredere, dar da, uite, vezi, că nu aveai asta e, nu pot să-ți explic ce făcea ea, ce job avea și ce chestii ca să înțelegi această gelozia mea. Sunt niște chestii pe care cred că Mircea deja și-a dat seama de câteva chestii că e băiat, bărbat. Bănuiesc că era vorba de ceva videochat, nu? Da, care este un mesaj. Poate chiar mai mult de atât. Deci asta făcea și dar de asta aici gelozia ta. E un job clar, adică eu nu aveam nicio problemă să fac videochat, să stea cu mine în casă, adică eu aveam control asupra chestiilor astea, că stăteam împreună. Da, dar erau alte motive. De la bun început, ai vrei să zic pe față ce a fost de fapt din cauza prietenului ei băiat, care a spus toată relația că este prietenul meu băiat.
Eu n-am crezut de la început că există relația de prietenie între un bărbat și o femeie fără niciun beneficiu din partea lui. Dar uite că la final s-a dovedit cu mine, mergând la ea acasă, spunându-i că vezi că plec în concerte 2-3 săptămâni, o să mă vezi, și am găsit-o cu prietenul ei băiat în casă. Vă pupeam amândoi pe această cale. Băi, stai mai puțin, vreau să sălășluim puțin pe acest subiect, pentru că mie mi se pare extraordinar de interesant ce ai spus tu mai devreme. Te rog. Băi, Cătălina, da, reiese de aici, din povestea lui Gabi. M-a lăsat masă. Păi da, și pe mine m-a șocat puțin. Am zis prea mult, trebuia să fiu mai reticent. Eu acum știi cum e. Apreciez că ești foarte sincer. Prefer un adevăr dureros decât o minciună frumoasă. Cotașul din mine recunosc că s-ar fi dus până în punctul în care ar fi întrebat, păi și ce făceau în casă? Nimic, nu, surprinzător nu făceau nimic. Eu nu pot, bă, să mă desprind complet de faptul că sunt și eu bărbat și să nu iau partea, pentru că și eu la rândul meu m-aș simți pe, uite-mă, îmi spuneai că prieteni, simpli prieteni, dar chiar așa, prieteni și la cafea, poate mai vii, mai stăm de vorbă, ne uităm la un videoclip. Să luăm exemplu, ea este soția mea și e prietenă cu un tovarăș de-al meu sau cu un alt. Ce subiect ai tu să vorbești cu nevastă mea mai mult de bună, ce faci, cum sunt copiii, uite, ce au făcut, ce subiecte sunt? Dacă suntem la masă, prieteni de familie și stăm la o discuție și tu porți o discuție cu soția mea în care la un moment dat chiar e doar între voi discuția, dar suntem toți la masă. Păi asta e altceva, dar să ne vedem noi doi în privat să discutăm la cafea, asta nu... Da. Iertați limbajul, nu halesc și gata. Bine, bine, și hai să spune-ne puțin cum ai reacționat atunci pe moment. Foarte urât. Foarte urât. Ce înseamnă foarte urât? Ce ai am făcut? Făcut urât rău de toți și am distrus ușa și am blocat în casă pe amândoi. Adică le-am la ușă, am dat cu piciorul și pumnii ea până am rupt-o și am blocat în casă. Iar ce din partea aceea, ce se auzea? Măi, nu. Și în jurături, țipături, deschide, că facem, că tregem, ei că sună la poliție, că îți facem probleme. Și eram ok. Bine, m-am dus acasă liniștit, am dormit că la 5 dimineața trebuia să plec spre concert. Și au rămas acolo blocați? Da. Au ieșit? Mai știi ceva? Au ieșit 100%, au ieșit. Au ieșit 100%. Au venit până la urmă vecinii, probabil, au auzit și au deschis cu oragă ușa. Dar tu ai putut să dormi liniștit după toată faza asta? Poate nici acum nu dor liniștit. Okay. Înseamnă că dragoste mare a fost acolo. N-a trecut prea mult timp, nu? De când... Ba, chiar a trecut, aproape un an. Cred. Cam, cred, aproape un an. Din vară? Aproape vară? Da. Dar după ce s-a întâmplat chestia asta, v-ați mai întâlnit vreodată? Nu. Chiar și întâmplător? Niciodată. Nu. Dar prietene, dar dacă te-ai întâlni cu ea, poate și întâmplător, cum mai reacționa? Ce-i face? Aș saluta-o, aș întreba-o dacă e bine, dacă a realizat în viața ei ce și-a dorit în lipsa mea și să-i doresc tot binele din lume în continuare. Dar tu știi dacă ei doi mai sunt împreună acum? Nu sunt împreună, ăla era un băiat, ca să nu zic altfel, care stătea acolo de foarte mulți ani. Aștepta momentul lui de foarte mulți ani. Vorbim de acel friend zone. Friend zone, exact, acel friend zone care femeia ți-a pus, impus bariere, dar tu tot aștepți acolo, sperând că într-o bună zi o să se întâmple ce mi s-a întâmplat. Iar ea din bun simț spune că este prieten, exact, că suntem doar prieteni, exact, dar deși ea știe și a simțit de mult că trăirea lui... Cât a fost relația voastră? Doi ani de zile. De aici rana. Nu e de aici rana, a fost singura iubire matură, ca să zic așa, că iubirea am mai avut în viață, prima la... Poți să te întrebi câți ani ai tu și câți ani avea ea? Ea era cu 5 ani mai mică decât mine. Uh-huh. Eu am 25 de ani, ea 20. Mulțumesc. Mulțumesc frumos, da. Este chiar foarte curios dacă la un moment dat întrebam pe partea de carieră muzicală, dacă prietenii ți-au dat feedback-uri de astea nasoale. Tot prietenii comuni acum n-au încercat să semene și mai mult discordii între voi? Da, întotdeauna, dar am învățat să nu mai bag în seamă aceste chestii care îmi fac rău și l-am tratat cu indiferență și mi-am văzut de treaba mea. Că nu mai vreau să mă consum pentru gândurile oamenilor. Mai bine să mă consum pe mine, pentru gândurile mele și pentru ce fac. Foarte bine, foarte bine gândit. Și chiar vreau să te întreb, pentru o piesă anume, ai fost inspirat de această poveste? Fix cea piesa pe care ați spus-o. Deci dorul de vreme. De-ați ales, eram acolo. Am ales-o fix pe sufletul meu. Feeling-ul. Da. Energia, nu mi-e niciodată întotdeauna. Exact. Da. Dar ea a știut că piesa asta este pentru ea?
Eu i-am spus după ceva, adică după ce am lansat piesa, i-am spus această informație, acum că am fost crezut, că n-am fost crezut. Bine, știi care e chestia asta cu noi, cu artiștii care facem piese pentru fete? Toată lumea are impresia că am făcut câte o piesă pentru o fată în fiecare zi a vieții mele. E un bullshit asta, adică efectiv, eu am scris piese pentru o femeie pentru una singură. După ce ai scris piesa asta, ce ai făcut? Ai sunat-o și ai spus, uite, asta este pentru mine? Nu, întâi am stat, mi-am făcut proiectul, am gândit cum vreau să se filmeze clipul, cum vreau să fie toată povestea, am filmat, am pus pe YouTube și abia după am lăsat să se vadă, că ea m-a contactat după, de fapt. Hai, deci ea te-a sunat. Da. Dar voi ați vorbit, doar că nu v-ați văzut. Da, da. Și cum atunci, atunci a fost perioada, pentru că piesa asta am lansat-o într-o pauză de-a noastră, ca să zic așa, după două, trei luni. Și te-a sunat și ce te-a întrebat? Că ce-i cu piesa aia? Că de ce te pupu fata aia în clip? Adică, nu cred! Da, eu nu, n-a văzut esențialul. Și tu trebuia să-i răspunzi, pentru că și tu ai un prieten. Care, și da, eu era doar prietenul ăla, era doar prieten. Da, ce să faci? La fel puteai să-i spui tu, dar stai, eram doar prieteni și era doar pe platou. Era verișor. Deci Anca avea sentimente pentru tine, dacă te-a întrebat? Posibil, de nu știu, ce nu știu cât de multe sentimente a avut față de mine. Dacă a știut să mă mintă bine și cum am simțit eu chestiile, bravo. Dacă a fost sincer, îți doresc tot binele din lume. Ești nevoit să faci compromisuri în muzică? Întotdeauna. Întotdeauna. Da, sacrificiul e cel mai mare lucru pe care... E, de fapt, esențialul pe care îl faci în cariera ta ca să-ți atingi scopul. Poți să ne spui cel mai mare sacrificiu pe care l-ai făcut tu? Și eu am renunțat la toată copilăria mea. În timp ce copiii stăteau și ieșeau afară cu prietenii și stăteau la cafenele, chestii, eu eram în studio zi și noapte ca să-mi îndeplinesc visul de a face muzică. Și doamna profesoară de română îmi spunea: dar tu ce faci în timpul liber de nu-ți faci temele la română? Păi doamna, ce credeți? Am și eu un viitor de făcut pe lângă școală. Altceva în afară de școală. Ai făcut o școală de muzică sau ceva de genul? Nu, am și rămas corigent la muzică. M-a lăsat doamna de muzică corigent că nu i-am cântat Bach. Eu respect muzica Bach. Da, eu știu muzică clasică și respect chestiile astea, doar că voiam să aduc un aport al meu de personalitate la ora de muzică. Și domnișoara cred că a înțeles greșit. Profesoara, da. De profesoara era de muzică tânără. Da, era o doamnă tânără, da. Și-o fi crezut că o e în derâdere probabil și a crezut că vrei să eram singurul care avea, era pasionat de muzică. Dintre după ce te-ai lansat în muzică și ai devenit cunoscut și așa. Mi-a comentat pe Facebook. Asta vreau să zic, dacă ați mai interacționat și a avut o mi-a comentat pe Facebook, i-am răspuns, mulțumesc și cam atât. Dacă nu m-a susținut atunci și n-a văzut un potențial în mine, să nu fie acum lângă mine când sunt sus. Nu am nevoie de genul ăsta de oameni. Bă, rămâneți constant, adică... Păi normal, adică tu de la început până la capăt. Ce să mai... Plecăm cu toți oamenii care au plecat din ziua zero cu mine. Ce gen de muzică asculti tu? Foarte mult trap, n-am stimit. Foarte mult trap, nu? Da. Da, e muzică urbană, nu trap. Da. Ca să zic așa, muzică urbană, hip-hop. Ai câțiva artiști care te-au inspirat de-a lungul timpului? Și de la noi și din afară. Eminem îmi place foarte mult. Da, Eminem foarte mult. De la noi, la familia, Puia, Sișu. Chiar am o colaborare ce urmează să fie lansată, nu pot să spun foarte multe chestii, cu Sișu pe albumul lui. Avem un single. Super. Împreună. Dar uite, dintre cântăriți ăștia din generația veche. Generația veche. Care îți place? Alex Velea și Connector. Sunt niște oameni care... Cine? Cu care puțin, Alex Velea și Connector. Alex Velea, da. Dar bine, ăștia nu sunt generația veche. Eu vorbesc de, Cătălin Grișan, Mirabela Dauer, Angela Similia, Fuego, Dan Spătaru, da, Marcel Pavel, o să te certe Marcel Pavel, Denisa, că l-ai băgat la generația veche, așa, ca să nu mi-asum eu. Bogdan Simion, sincer. O aruncăm de la unul la altul, mai mânța aia care... Da. Generația de aur, da. Bogdan Simion este cel care îmi place. Bogdan Simion este cel care ne apropie foarte mult de muzica folclorică, dar și este singurul, e unul din singurii artiști tineri la noi care mai cântă la doină. Da, care, da. Din câte am citit, sper să nu fi greșit și informația. Și îl văd așa ca pe un glosar de termen în ale muzicii și îmi place foarte mult. Lăutăriei. Da. Am văzut câteva sesiuni pe lăutărie, el este absolut senzațional. Da, extraordinar. Cântăresc de muzică populară? Nu cunosc, n-am să te mint. Nu. Dar uite, nu ascult genul ăsta, adică îl ascultau unchii mei foarte mult când eram mic și... Pe cine? Îți mai aduce aminte? Nu știu, chiar nu știu, că nu-mi plăcea de când eram mic și n-am întrebat niciodată, nu prea îmi face plăcere să întreb, deci nu-mi place. Și am zis că atunci... Maria Ciobanu. Irina Login, da, am auzit. Am auzit. Deci ai auzit? M-ai întrebat niște nume mai vechi, așa. Cred că și de Dolănescu ai auzit măcar așa. Normal. Ion Dolănescu, nu? Da, Ion Dolănescu. O imagine simbol în... Clar, normal. În melodia folclorului. Am crescut involuntar cu muzica lor. De Fărâmiță Lambru. N-ai auzit? Vai!
Wow. Dar ce sugerez eu? Uite, Bogdan Simion ți-ar vorbi despre Fărămiță Lambru timp de 3 zile nu s-ar opri. Este unul din cei mai mari lăutari. Da, de Teo Roze îți place? Da, am și eu o piesă cu Teo Roze. Am și colaborat împreună. Este o fată foarte talentată și pe această cale te salut, Teo, și te pup. Am înțeles. Cum se numește, cum se numește piesa? Cireșele Amare. O puteți găsi pe YouTube, Spotify, Apple Music, Gabi Bagu, Teo Rose, X Johnny Madis este producătorul care a lucrat la piesă și acolo puteți găsi, da. Făcut acum cât timp? 3 ani. 3 ani de zile? 2-3 ani. Vreau să te întreb un lucru, Gabi. Da. Cu ce artist din complet alt gen muzical ai face un compromis pentru a face o melodie împreună? Român sau... Alege tu, și. Compromis. Nu mi se pare un compromis de a face piesă, să mă mulesc pe stilul altui artist. Da, adică din complet alt gen muzical. Uite, nu știu un dacă. Așa, îmi place rău de tot. Acum e pe nou, că tot sunt petrecerile și chestiile astea. Florin Salam. Ok. Sau Vale Vigelie. Da. Ăsta ar fi un compromis, ca să zic așa, că n-am făcut genul ăsta de muzică până acum. Da. Și din afară, cu cine aș face? Cu Nas. Cu Nas. Mai puțin, Florine? Ce faci? Scuze că te-am... Măxineanu avem, sau... Nu, Florin Salam. Avem un băiat aici, Gabi Bulu. Deci băiatul ăsta tot zice că vrea să fac o chestie cu tine. Am zis să-i facilitez... Te rog, zi, Gabi Bagu. Okay. De astăzi, dragi telespectatori și urmăritori, colegul meu Mircea este impresar, nu mai este prezentatorul matinalului. Așa, voi suna și pe Vali Vigelie puțin mai acolo. Pregătește-te, băiatule, plecăm în turneu național, vom face bani și faimă împreună. Aia zic. Da. Auzi, dar tu cu cine ți-ai dori foarte, foarte mult să faci o piesă? De la cu noi? Cu Irina Rimes. Irina Rimes și din afară? Cu Ariana Grande. Mamă, dar te-ai dus pe linia feminină, nu mai gagici. Normal. Și pe linia masculină? Pe linia masculină Bruno Mars, Timberlake, wow, Justin Timberlake, wow, Justin Bieber. Wow. Mi-am dat voie vreodată într-un videoclip. Da? Poți să mă bazezi pe tine? Te rog frumos, okay, bazează-te, da, bazează-te. Bine de știu, mulțumesc. Auzi, dar muzică rock ai ascultat vreodată? Da, Metallica. Îmi plăcea. One îmi place foarte mult la Metallica. Îmi place foarte mult simplul ăla de chitară, da. Black Sabbath, cred că tu o să-ți placă. Cum? Black Sabbath. Ok. Care este următorul tău proiect? Băi, următorul meu proiect nici eu nu știu care este, pentru că fix acum o săptămână am încheiat colaborarea pe care o aveam cu Casa de Discuri și momentan vreau să mă ocup de mine, pentru că muzica asta și dă un pic la cap, te nebunește, ca să zic așa, și pe mai pe înțelesul oamenilor, toată lumea crede că vai, ești artist, duci o viață de campovești, faci foarte mulți bani, n-ai nicio grijă, lumea te aclamă în fiecare zi, n-ai probleme. Nu este chiar așa. Lumea vede doar suprafața icebergului, ca să zic așa, și până să ajungi în punctul ăla sunt foarte multe chestii neplăcute prin care trebuie să treci, din păcate. Da, așa cred că ăsta e drumul fiecărui artist spre succes. Fiecărui om în viață care își dorește să-și atingă țelul. Da, că e muzică, că e pictură, că e, nu știu, construcție, habar n-am orice. Cu atât mai mult parcă în cazul artiștilor e și mai greu de parcurs drumul. Este greu pentru că noi primim energie din zeci de mii de părți. Un om care lucrează la visul lui în birou acolo știe că el are de făcut ceva, nu îl atacă nicio energie din exterior. Exact. În schimb, noi, dacă postăm o ești poză... La exact. O Ce ai de gând să faci cu tine? Că zici că vrei să te ocupi puțin să-mi de tine. Să-mi pregătesc un album. Ușor vreau să-mi pregătesc un album și să mă ocup de mine, să petrec timp cu familia mea, timp pe care nu l-am petrecut până acum, pentru că nu am conștientizat că este atât de important. Și cam atât. Asta îmi doresc să fac, să pregătesc albumul și să petrec timp cu familia mea. Abia aștept să văd rezultatul în ceea ce privește albumul, pentru că... Dar nu știu asta, cartea de vizită, nu acum nu-i cântăresc. Da, eu fac muzică de 7 ani și nu am pregătit niciodată un album și acum chiar îmi doresc să fac o poveste întreagă care să spună tot ce am trăit de la început până în momentul actual. Cap-coadă. Exact. Cu rele, cu bune, fără să mă ascunde absolut nimic, cu inclusiv cu voice-uri de la fostă mea, inclusiv cu mesaje, chestii care asta, să le pun... Fostă mea. Actuala mea. Iubită. Da. Care probabil că acum tânjește dacă vede că tu... Nu știu dacă... Habar n-am, nu vreau să mă gândesc la chestia asta și nu vreau să rămân eu cu impresia a tânjit cineva după mine. Vreau să consider că e bine, că își vede de viața ei, că
mă respect în spatele camerei cum o respect și eu și cam atât. Nu am nicio pretenție. Poate că veți și avea o dată ocazia să vă vorbiți. Păi și cum se spune că dacă e să fii menit cu omul respectiv, puteți să vă întâlniți peste 10-2 ani. Exact, se spune. Dar nu cred că e cazul aici. Da, băi, om cu corect, om, așa da. Că nu se știe niciodată. Da. Poți să zic ce te-am întrebat eu pe pauză, da? Da? O să fie colegul nostru. Ah, a zis? Ok, eu sunt colega. Ce faci, mă, amigo, bă? Aha, așa plecat mâna, la noroc am fost. Zici că am pus amul de mâna pe să o să facă o emisiune frumoasă. Dar nu, stați, nu știu, hmm? Da, stați, zicem așa un pic din... Hmm? Nu, 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 nu le spun. Nu, no? Nimic. Nici, nu dau spoiler. No. Nici măcar tine așa o frantură mică? Nimic. Doar are treabă cu ceea ce fac eu cu gâtul. Cu muzica. Cu muzica. Da. Atât. În restul înțelegeți voi, interpretați cum doriți. Restul așteptăm proiectul final, nu? Da, da, da. Proiectul da. Care îl expulzăm așa pe online și pe TV. Chiar am învățat că nu e bine să stai să spui planurile tale de viitor și reușitele și problemele să le împărtășești cu oamenii. Am învățat că e bine să le arăți când sunt deja acolo. Băi, la fel fac de când mă știu. Nu? Nu mai fac asta niciodată în viața mea. Nu mai eu mereu când am spus da. Ceva așa, nu s-a mai întâmplat, nu s-a mai realizat. Ai superstiții? Da, mai cred și eu superstiții. Ce? Astea una, care din, sunt, n-am acum un exemplu să-ți dau, nu știu. Să nu-mi treacă pisica neagră prin fața... Pășești cu dreptul prima așa. Oară peste un pai sau... Nu, n-am te asta, decât dacă mai mâncăm. Ai chestii de-astea? Că dacă te întorci din drum îți merge rău? Nu, nu. Și chestiile astea cred că se pun în aplicare în viața ta în funcție de cât le crezi tu și cât crezi tu. Da, dacă te întâlnești cu fosta, crezi că e ceva? E un semn. Doamne, dacă faci acest lucru... Așa? Ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic. Nu știu ce semn să-l iau ăsta dacă e să apară în viața mea. Da. Dar te-ai împăcat cu ea? Nu. Nici pentru absolut nimic în lume? Nu cred, nu știu. Am Gabi, măcar pentru ceva anume, poate nu că pentru ceva anume, la... nu, tocmai, că pentru ceva anume clar nu. Dar e ce ai zis că face? Da, mă, da. E DJ. Încântă oamenii. Las-mă puțin, mai fiți așa răi. Nu mă gândeam că poate cumva are și ea voce sau... Are voce și o persoană deci foarte frumoasă, voce, o femeie. Eu n-am mai văzut femei păi la fel de frumoase ca și ea. Întrebarea era dacă ai vreo idee să o coptezi și pe ea. Da, am avut o groază de idei și am oferit o groază de variante, doar că nu s-a dorit. Dar erați împreună și era altă tensiune între voi și altă chimie și altă energie. Acum colaborăm. Nu, nu, dacă nu ne-am înțeles ca și oameni 100% ca și colaboratori în business niciodată. N-ai de unde să știi. Bine, da, știi care e faza? Probabil că la ce se gândește Gabi acum e că bă, n-ai avea cum să dai la o parte complet influențele din trecut. Adică când ele vor reveni asupra noastră. Poți să le dai la o parte, dar nu le uiți. Gen, nu uiți momentul în care ți-a fost cel mai rău și persoana pe care o iubeai cel mai mult ți-a dat un picior să cazi în groapă. Asta nu uiți niciodată. A, uite, așa vezi? Ai simțit tu în așa finalul relației? Așa a fost, adică fix în, când noi ne-am despărțit, eu nu mai aveam nici voce, eram bolnav, aveam probleme cu gâtul, nu mai aveam concerte, nu mai produceam, nu mai eram un om productiv, stăteam foarte mult acasă pentru că aveam foarte multe probleme și financiare și de sănătate și persoana care trebuia să mă înțeleagă nu m-a înțeles, m-a lăsat singur. Acum, întrebarea, dacă tot ai zis de partea financiară, câștigi bine din ceea ce faci? Sau, mă rog, câștigai nu-ți... bine când spui că da, ai câștigam bine din... cumpănă? Da, câștigam bine, nu așa bine cum ar fi trebuit, dar câștigam o sumă care să pot să mă întrețin, să-mi ofer plăcerile adică vieții. Adică ce înseamnă? Cam ca așa, o remedie, n-am cum să dau o remedie, pentru că în 6 luni de zile pot să fac 50.000 de euro, dar 2 ani de zile pot să nu mai fac un leu. Depinde câștigul tău financiar de ce anume? De numărul de concerte? De numărul de concerte, piesele pe care le lansezi, contractele pe care le-ai semnate, să vedem și cât câștigi și tu. Ai un impresar? Care am avut de o săptămână, nu mai sunt semnat la nimeni, sunt propriul meu impresar. Semnează aici, repede. Mirce, alta vreau să zic că Mirce a fost să te apuci de treabă. Da. Dai eu că-s martoră? Vrei și tu procente, nu? Păi normul, că am Mirce a discută că ești manager. Da, vom vedea dacă putem sesiona câteva de drepturile. Mai ales că trebuie să te las din timpul acordat aici, în emisiune, să că n-ai de unde să știi ce. Da, poate că îmi organizez agenda în așa fel încât să nu plec de aici. Decât după terminarea programului. Da, noi ne gândeam să trimitem și ție invitații din toate locațiile, dar dacă ești așa răutăcioasă, nu mai gândesc. Serios. Lasă, trimite tu procentul pe card și lasă invitația. Spune-ne, Gabi, ai nevoie de un impresar pentru a câștiga mai mult?
Da, pentru că un impresar știe să gestioneze cariera ta și artistul niciodată, nu, din punctul meu de vedere, și am citit destul de multe chestii și am văzut, artistul trebuie să se ocupe de arta lui. Eu nu trebuie să stau să răspund la telefoane, să văd unde am concert sau... Eu drept dovadă, înainte când aveam impresar, nici măcar nu știam unde mă duc la concert, aflam decât în orașul în care ajungeam. Pentru că nu e treaba să știu tot felul de chestii de genul, eu trebuie să-mi fac arta. Ca oamenii să simtă ceea ce cânt și ceea ce trăiesc. Și nu e ca un moft, ci e mai degrabă ca un mod mult mai bun și mai eficient de a-ți organiza timpul. Da, adică... normal. De ce să-ți ții capul cu multe chestii care nu... Nu te impasează, nu exact. Au treabă cu tine, de fapt. Exact, acolo exact. Te duci cu totul și cu totul este, există impresar ca să se ocupe de toate de asta aceste aspecte. El procent, tu să te poți concentra exact. Pe bă, cariera ta. Exact, da. Cam așa este. Ce altceva mai propulsează un artist spre câștiguri ceva mai substanțiale? Campanii pe care le ai, adică să arăți bine să, la corp, la față și să te îngrijești ca să poți să pui mâna pe niște campanii, să faci reclamă la anumite obiecte și diferite produse. Chiar, tu ai o strategie de îngrijire a tenului sau a corpului în sine? Nu, sunt babyface de când m-am născut. Îi mulțumesc lui Dumnezeu nu pentru chestia asta. Nu folosești nicio cremă, nimic. Mă mai dau cu creme, nu știu să spun numele acum, dar în mare parte am făcut asta de la... Puțin, sau... cele da, pe bază de acid hialuronic, probabil și cele de fibra. Da, soră mea are și vile mai împrumut. Am tot auzit și eu, frate, că, că astea ar fi componentele. Nu? Ce cremă folosești? Păi aia zic, nu, astea sunt componentele de obicei, nu acidul hialuronic, e cel care netezește tenul, nu? Deci am aflat bine. Păi nu, încercam și eu acum, îți dai seama, am luat pe bușbuitele, pentru că nu știu asta și nu vreau să fac pe specialistul. Asta că mai invităm pe Cristina Bragarencu la noi și o întrebăm, aflăm detalii de la ea. Ce părere ai de artiștii care se lansează de pe social media? Păi cam ăsta este trendul acum. Mai ales că, da, pentru că înainte nu exista această platformă de online, YouTube, Spotify, Apple Music, și nu aveai de cum să te lansezi muzică decât prin CD-uri, prin faptul că te duceai tu pe stradă și împărțeai la oameni hârtiuțe cu numele tău de scenă și piese, chestii de genul, și este o rampă de lansare, adică în vremurile noastre este cea mai bună perioadă să te apuci de muzică, de content creator, ce-ți dorești tu, pentru că ai vizibilitate foarte mare, nu doar în România, și în alte țări din afară, că dacă faci ceea ce trebuie, poți să ajungi imediat pe feed-ul celor din afară. Corect, abia acum, practic, au devenit cu adevărat relevante toate domeniile astea. Da. Dar e ăsta cel mai sănătos mod de a te lansa în muzică? Pe platforma online? Da, adică fără... Nu dacă e cel mai sănătos mod. Cel mai sănătos mod depinde de fiecare om. Că poate să fie sănătos pentru unul, dăunător pentru altul. Am înțeles, deci depinde foarte mult de cât deci, de... cum ești tu ca și persoană, cât de mult îți place să te expui în mediul online. Că sunt alți oameni care nu vor să se expună în mediul online. Da, Carlos Dreams, de exemplu, îți vedeți voi în mediul online? Niciodată. Omul merge doar la concerte, nu știe nimeni cum arată. Și cam atât, înțelegi? Vrea să-și păstreze, vrea să iasă omul liniștit la bere fără să-l vadă lumea pe stradă. A, deci, cum ar veni, dacă îți promovezi melodiile pe platformele de social media... Intri și în atenția cărcotașilor, clar. Ești expus mult mai tare față de cum ai fi exact. Cu melodii. Odată ce promovezi melodiile pe online, trebuie să și știi cum să le menții și să te menții Să te menții pe tine, da. Că piesele se duc într-o săptămână, două, la cât pe Spotify se lansează în fiecare zi 100.000 de piese. În fiecare zi, de la 12 noapte, se resetează, se lansează la 100.000 de piese. E volumul foarte mare, lumea se plictisește repede. Adică, dacă n-ai ceva de calitate, omul mai are încă 100 de play-uri pe lângă tine. Dar e în regulă pentru tine, adică, efectiv, părerea ta, să trebuiască să scoți constant și constant, constant, nu e cumva prea obositor? Ba da, este, pentru că nu sunt sisteme AI să pot să fac compuneri la moment. Eu scriu piese pe momente ale vieții pe care le trăiesc, din diferite dureri, diferite povești pe care le aud în jurul meu, diferite trăiri de fericire și cam tot așa. Compui și versurile și muzica? Da, tot. Asta o fac de 3 ani de zile, timp de 5 ani de zile, când vechea mea carieră, pe care am avut-o sub acel contract, erau niște oameni care stăteam cu ei la masă, povesteam trăirile ale mele și scriam împreună textul. Dar nu știam să scriu, adică ei îmi făceau mare parte din chestiile astea până când am zis, bă, vreau să scriu și eu ce trăiesc. Pe cine iubești cel mai mult în acest moment? Pe cine iubesc cel mai mult? În acest moment. Pe mama mea și pe tatăl meu. Ei sunt cele două figuri. Da. Ei, că ești cel mai mult, ești și sora mea, îți dai seama, n-am cum să uit de ea. Da, mi-aduc aminte și de fazele la nasoale pe care mi le-a făcut sora mea și... Nu, în glumă, băi, bineînțeles. Da, și tu colaborezi cu ea. Sora ta cu ce avem și o piesă împreună chiar. Ea este content creator.
Cum deci, se numește? Mult mai cunoscută decât mine. What? Pe TikTok are numere ori 10 față de mine. Bă, surpriză peste surpriză azi. Cum se cheamă? Dacă piesa? Tu ai ști, se numește piesa. Dacă tu am scris-o împreună, eu am scris-o pentru amândoi ca să putem să o lansăm. Acum, nu știu, un an de zile, cred. Videoclipul l-am filmat la mine acasă. Frumos, mă. Păi cum e, mă, să ai o piesă cu sora ta? Cred că e foarte tare și am văzut multe reacții pozitive din partea oamenilor și am văzut că încă își doresc piese de la noi. Am primit foarte multe mesaje de când mai lansez piesă cu sora ta. Și acum am un plan să îi pregătesc ei un EP. Da. Nu am zis foarte multe, n-am zis niciodată asta public, o zic acum. Vreau să-i pregătesc ei un EP singur, o să lanseze piese cu diferit featuring-uri cu alți artiști români. Și după ce vreau îi fac ei acest proiect, vreau să lansez și noi un EP de 5 piese împreună. Eu sunt curios. Ar mai și chiar vreau să povestesc chestiile astea de certuri între frate și soră, cum am ajuns să ne înțelegem. Mai există la noi în țară sau chiar și în Europa un exemplu de frate-soră care să facă efectiv cum ar veni o formație? O să fim noi primii. Pe aia, mă. Frații Babu. Stagiană. Ce diferență de vârstă este? 6 ani. Mamă, dacă ți-am 12 ani, acum muream. Da, e mai mică. E mai mică. Da, da. Ah, wow. Lor, face 20 de ani anul ăsta, eu fac 26. Când și copilăria v-ați ciondănit? Până acum câteva luni de zile eram cei mai mari dușmani. De puțin timp ne înțelegem foarte bine și am realizat că familia e cel mai important lucru. Da. V-ați maturizat și... Da, amândoi am trecut prin niște chestii neplăcute, ca să spun așa, în viață și lucrurile alea ne-au făcut să ne maturizăm mai devreme de termen. Din păcate, timpul se scurge foarte repede timpul și tic-tac. Astăzi, pentru că am petrecut aici alături de telespectatorii noștri și de urmăritorii noștri de pe TikTok. Am ajuns la finalul emisiunii și ne vedem mâine de la 7 la 10. Vă mulțumim, la revedere, pa, pa, sunteți speciali!